Te-ai întrebat vreodată cum este nu doar să reduci deșeurile pe care le arunci, dar și cum să faci bani din asta? Sistemele de încălzire folosite în mediul rural cu combustibili solizi sau lichizi pot fi înlocuite cu sisteme eficiente de încălzire care folosesc căldura obținută din energie regenerabilă, produsă de centralele pe biogaz. Informații generale, denumirea completă, volți rele, genul de activitate, producție, amplasarea, satul Bardar, raionul Ialoveni. Activitatea de bază este producerea biogazului și a energiei electrice. Ce livrăm consumatorului? Energie electrică mai ieftină, prin urmare, curățarea mediului și un nivel de trai mai înalt. Ce nevoi satisfacem prin valoarea oferită? Energia din deșeuri este o sursă regenerabilă, ce înseamnă că epuizarea ei e imposibilă. Ce probleme rezolvăm? Problema cu deșeuri ce nu se prelucrează, micșorarea dependenței de energie externă, asigurarea localităților cu o resursă alternativă de energie electrică. Analiza SWOT. Puncte tari. Sursa de energie curată este o nișă pe piață, crearea de locuri de muncă. Puncte slabe. Costuri inițiale ridicate, riscuri de mediu, necesitatea de obținere a autorizațiilor, oportunități, cererea permanentă și semnificativă, suport din partea guvernului, autopromovarea prin intermediul clienților mulțumiți, amenințări, concurența mare, lipsa temporară a unei materii prime, credite bancare costisitoare curată dobânzi ridicate. Resurse cheie 1. Tehnologii și echipamente pentru sortarea și prelucrarea deșeurilor. 2. Instalație pentru producerea de energie electrică. 3. Accesul la șantier pentru colectarea deșeurilor și amplasarea instalațiilor de producție. 4. O echipă de specialiști în reciclarea deșeurilor și tehnologii de producție a energiei. Cine sunt clienții noștri? Indiferent de tipul de persoană, fizică, juridică sau tipul de activitate, oricine are nevoie de energie electrică în casa, compania sa. Cine poate beneficia însă de serviciile noastre? Desigur, gospodăriile țărănești din localitatea respectivă, localnicii satului, fermele, diverse companii orientate spre sustenabilitate și responsabilitate socială sau chiar oricine are nevoie de energie și este un promotor al energiei prietenoase cu mediul. Necesarul de resurse umane. Un director, un inginer, un electrician și 4 lucrători. În ceea ce privește politica de preț, energia electrică va fi 1,20 lei, iar biogazul 5 lei. În ceea ce privește surse de finanțare a entității noastre, vom recurge la proiectul Securitatea Energetică în Moldova, implementat de Tetra Tech. Totodată, colaborarea cu USAID poate facilita accesul la experți și cunoștințe în domeniul sustenabilității și protecției mediului. Prin asocierea cu USAID, compania poate beneficia de conexiuni la rețele internaționale și parteneriate. După niște calcule, timp de un an din biogaz vom avea un profit de 801.250 de lei și din vânzarea energiei electrice 1.600.400 de lei, ce ne aduce la suma de 1.807.650 de lei venit pe an. După prognoza cheltuielilor necesare, ajungem la suma de 1.514.224 de lei pe an, ceea ce ne lasă cu un profit de 240.609 de lei. Materiale includ deșeuri alimentare, hârtie, carton, plastic, lemn și alte materiale organice sau anorganice care nu pot fi reciclate sau refolosite într-un mod eficient. Concurenții noștri sunt EcoBio Bardar SRL, BioPower SRL, Green Energy Solution, Biotech Solution și alții. Însă noi ne diferențiem prin faptul că utilizăm materie primă sustenabilă și gestionăm responsabil deșeurile organice. Colaborăm cu organizațiile non-guvernamentale și autoritățile locale. Dăm dovadă de transparență ridicată. Ne implicăm activ în proiectele comunitare.